Oamenii de știință americani vin cu o veste bună pentru consumatorii unui anumit tip de ceai care, în cadrul studiilor, a arătat că poate crește durata vieții. Este vorba despre ceaiul negru, care, deși poate fi eclipsat de ceaiul verde când vine vorba de băuturi sănătoase, a demonstrat că reduce riscul de mortalitate. Studiul efectuat de specialiștii de la Institutul Național de Cancer din Statele Unite ale Americii, care au monitorizat 498.000 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani, a arătat că un consum de cel puțin 2 cești de ceai negru în fiecare zi scade riscul de mortalitate. Acțiunea benefică este pusă pe seama polifenolilor prezenți în ceaiul negru, care au efecte pozitive în cazul sănătății inimii și care ajută la reducerea colesterolului. Prin urmare, consumul de ceai negru poate preveni bolile cardiovasculare, cauză importantă de deces la nivel mondial. În schimb, cercetătorii nu au observat efect protector al consumului de ceai negru față de mortalitatea prin cancer sau boli respiratorii. Un alt studiu a arătat că un consum zilnic de 3 căni de ceai negru, o cană fiind echivalentul la 250 de ml, are de asemenea un efect pozitiv asupra sănătății cardiovasculare. În plus, acest ceai poate scădea cu 11% riscul de infarct miocardic. Potrivit unei alte cercetări, persoanele care consumă ceai negru una-două cești pe zi au un risc mai mic de a face diabet de tip 2. De asemenea, cei care sunt diagnosticați cu această afecțiune este bine să includă în dietă ceaiul negru, care reduce procesul inflamator, ajutând organismul să lupte mai bine cu boala. Ceaiul negru poate scădea nivelul glicemiei la persoanele cu prediabet, după ce acestea au consumat o băutură cu zahăr. Este totuși bine de știut că în cazul în care ai probleme cu absorpția fierului, este bine să consumi ceaiul negru cu o oră înainte de masă. Reține și că acest ceai poate avea efect energizant, conținând teină. De aceea nu este indicat să-l bei seara. Relatează clicksanatate.ro.